Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Vă reamintesc că invitații mei din această seară, domnii Nicu Vasile, Cornel Sturescu și Ionel Arion, vorbeam despre faptul că din ce în ce mai multe controle vin peste dumneavoastră. E un lucru bun, dacă ar fi așa să privim cu obiectivitate acest aspect. N-avem de ce să ne ascundem. E normal ca și instituțiile statului să-și facă datoria, să meargă, să ne mai și în drume, să ne mai și în vise câte ceva, agricultură. Da? Dar, știți cum dacă e, toate au un dar. Dacă controlele astea se repetă așa la nesfârșit pe anumite spețe, te poți gândi și la lucruri necurate. Și cred că dumneavoastră sunteți cei mai în măsură să ne explicați cum stau lucrurile și de ce se întâmplă astfel de spețe, de situații. Vă rog. Cu 2 ani în urmă, un fermier polonez mi-a spus în felul următor. Zice, la noi în Polonia, orice organ de control al statului care vine, în primele 30 de zile, când se prezintă la control, nu are voie să încheie niciun document. Prima dată vine pentru îndrumare. Chiar dacă face un control, pe o perioadă de 30 de zile ai dreptul să vii să-ți repari greșeala absolut normal, ca în orice loc și domeniu se întâmplă. La noi întâi vin, încheie un proces verbal, zice, n-am cum să plec de la tine, trebuie să-ți dau o amendă. Eu înseamnă că eu am venit degeaba aici. Asta e mentalitatea în România. Rolul acestor controle ar trebui să fie de prevenție, deci, în primul rând, prima dată. Nici nu termini, nu așa apucă bine de control și dai o notă explicativă. Și vă dau un exemplu, pentru că la mine tot apia vine de 5 ani de zile, sperând că va veni și în anul ăsta, nu mă va trece controlul și al 6-lea an. Chiar pe grup de firme, vorbesc de ferma de găini vegetale, a început în aprilie 2017, nu s-a terminat nici acum, dar nu e o problemă controlul. Și apropo de nota explicativă, nici nu s-a apucat să facă controlul, deja trebuia să dau pentru anul 2015 seceta, că de ce nu mi-am asigurat cultura. Nota explicativă trebuia dictat și trebuia să scriu și am spus, cer scuze, dar nu, nota asta explicativă e punctul meu de vedere. Nu scriu ce îmi spune dumneavoastră. Și acolo eu am început să spun, păi treceți că nu v-ați asigurat cultura. Păi și eu am scris, nu există act normativ în România noastră în care să mă despăgubească din punct de vedere al secetei. Și nici companii de asigurare, am auzit că ar fi cineva, o firmă care ar asigura, dar n-a ajuns pe la mine. Și asta am scris. Ce, domnule, mă faci pe mine proastă? Păi cum? De ce nu ți-ai asigurat? Ia arată-mi polițele. Domnule, v-am asigurat polițele, dar citiți polița. Nu se asigură seceta, de altceva, de grindină, de vijelii, de inundații și așa mai departe. Dar au fost asigurate. Și tot ce a ieșit, bineînțeles, toată cheltuiala care am avut cu înființarea culturilor a fost dată jos. Da. Și trebuie să ne judecăm mai departe acum și unde o să ajungem. Eu apar, dacă vreau să mai fac o investiție, să creez locuri de muncă, să mai fac ceva, că asta, pentru asta suntem, da? Să ne dezvoltăm. Nu am cum, că banca nu. Vede acolo, păi stai un pic, că tu ai la finanțe atâta de dat înapoi. S-a făcut, am urmat cursul contestație și mai departe. Dar până ajung eu ca să-mi fac dreptate în instanță, de ce faci lucrurile astea? Adică, spuneam, în 2015 toată cheltuiala a fost dată jos și producția mică care am făcut-o, aceea mea a fost impozitată. Și asta e document scris de experții la ANAF. Am spus-o. Dom'le, de ce nu instruiești oameni care să pricep, care vin în control, să știe ce controlează? Da? ANAF trebuie să ai pe fiecare ramură a industriei și înțelegi un om că nu poate să știe tot. Da? Industria alimentară, agricultură. Ai oameni specializați pe fiecare. Ca aceste probleme să nu mai intervină. Și vedem foarte mulți fermieri și chiar ANAF-ul prin reprezentanță spun că dați-ne judecată că o să câștigați. Păi de ce trebuie să ajungem aici? E clar că foarte și vedem ce s-a întâmplat cu anul secetos 2000.
Și ca să 15. Stea liniștiți, să doarmă liniștiți, dau câte o sancțiune, o amendă și merg pe principiul. Până la urmă le dau dreptate acestor inspectori, pentru că dacă nu avem o lege clară, în care să avem legi clare, da? Nu că să vedem sau să rămână la aprecierea cu ea. Ori e albă, ori e neagră. Nu, am văzut da? Contabilitatea, vine o grămadă de legi, de nu mai știi care de unde. Făcem referire la țările din vest din, sau din state, există legi de peste 100 de ani, care și acum sunt funcționale. Noi le schimbăm săptămânal sau lunar. Nici acești inspectori, pe cuvânt, nu le au apărarea. Dar mă uit la dumnealor și la contabili. N-au de unde. Eu n-am mai ținut partea de contabilitate, că mi-a fost temă. Și am făcut un contract de prestări servicii cu o firmă de contabilitate. Cu malpraxis. Vă rog frumos. Numai din cauza aceasta. Mi-ați greșit? Asta e. Plătiți. De ce? Contabilul e un angajat. Tot timpul făceam ceva cursul și spunea, domnule, salariul este o chestie motivațională pe o perioadă scurtă de timp. Tot timpul e nemulțumit. Am discutat puțin mai devreme de salarii, de toate celelalte lucruri. Înainte de 90 discutam pe normative. Discutam, toți oamenii au decât drepturi. Am ajuns o țară a oamenilor multe drepturi, iar cel care vrea să facă ceva e bătut cu pietre, inclusiv în localitatea unde e, dacă și-a făcut un silos sau ceva, să uită lumea la el, parcă cine știe ce ar fi făcut. A dispărut cultul muncii, a dispărut cultul educația muncii, muncii. Am terminat, exact, respectul, nu mai discutăm. Familie la tineri nu mai există, ținta lor este să câștige banii foarte repede, dacă se poate, peste noapte. Vom avea în curând surpriza să nu mai avem cui să dăm salarii, pentru că lucrăm deja cu pensionari. Da. Tinerii nu vor să vină la muncă. Apropo de ce spuneți, chiar vorbeam cu un coleg, zic, ce se va întâmpla cu această generație a decrețelor din care facem și noi parte? Noi suntem peste 1,6 milioane de oameni care muncesc în sistemul acesta. Da? Ce se va întâmpla peste 20 de ani, când vom ieși și noi la pensie? Ce se va întâmpla? Da, cine va veni în spatele nostru? Cui transmiții? Nu va mai veni nimeni. Va trebui să muncim până murim, că asta e mai avem regula. Un problem. Noi putem munci, dacă îmi permiteți, muncim acum, contribuim la bugetul de stat. Și acum implicit la cel de contribuțiile care le primim pentru asigurările sociale. Da. Pentru noi cine va mai munci? Ca să spuneți, avem și noi o pensie, că nu o să mai putem. Așa cum muncim noi pentru părinții noștri acum. Păi unde am ajuns? Da? E clar, înțelegem că vedem tot meritul politicienilor care au fost și sunt, slavă Domnului, de 20-25 de ani prin Parlament. Adică, acum să fac referire și la domnul ministru, că asta e 4 mandate în parlamentar acum ministru. Poate și meritul lui că agricultura din România a ajuns unde a ajuns. Da? A fost în Senatul României, în Comisia de Agricultură. În Camera Deputaților, în Comisia de Agricultură. Păi nu poți să spui că n-am putut să fac. Păi ieși în față și vorbește. Și dă-i cu pumnul în masă dacă ești român adevărat. A, că acum mă refer în general. Ți-ai asigurat tu familia și neamurile pe, eu știu, a câta ramură. Te înțeleg. Dar ce facem noi, el, alți muritorii de rând? Unde ajungem? Ce să ajungem? Și vedem atâtea reportaje cu românii noștri. Sclavi, slugi, în vest. Și mâncăm, o secundă și termin, și văd niște statistici, importăm nu știu cât. Mâncăm pâine congelată. Așa, nu vorbim de pâine, dar legume. Da? Apropo de foarte bun programul de roșii și cu aia, respect. Dar haideți să le lăsăm deoparte. Le-am dat drumul, haideți să îi controlăm pe oameni. Da, foarte mulți merg în angro, cumpără roșii și iași pe 3.000 de euro. Pentru că roșia aia, zice omul că e românească și mai scumpă. Adică face profit din două părți. Cam asta e situația din România. Hai să ne organizăm noi. Și apropo de politic, hai să lăsăm deoparte. Haideți noi să ne organizăm. Politicul trebuie să-i cerem să ne creeze cadrul legislativ. Nu zice nimeni să nu fim controlați. Da? Ne controlez. Da? Dar noi asta ne dorim. Să trăim și noi în țara asta, pe munca noastră. A spus de legume. Stați puțin. Da. Nu uitați ideea. Vă rog frumos. Am vorbit deci în general. Deci vii ca legumicultori și îmi povestești de trasabilitate. Și venim cu legume care nu respectă trasabilitate. Mă scuzați puțin. Da, ce discutăm aici? Adică tu nu poți ca legumicultor român
să faci că n-am produsele respective. Te rog frumos, dăm trasabilitate. M-am dus într-un angro cu băiatul, am mâncat o roșie. În două ore s-a spus. I-am zis, dă-mi și mie trasabilitatea, că mie toată lumea cere această trasabilitate. Era din altă parte, în spațiul meu. N-am nimic cu nimeni, ferească Dumnezeu. Tot respectul pentru oamenii ăștia care pot să facă anumite... Dar haideți să lăsăm și oamenii ăștia care vor să facă un business în România să trăiască. Spuneți de ce se întâmplă și cum ne percep cei de afară. Păi, la emisiunile de știri, la ora 7 sau la 6 dimineața, dacă vă uitați... Nu, dar în afară de violul și de toate prostiile după fața pământului, altceva nu vezi în țara asta. Dar chiar nu mai avem o emisiune educativă. Nu mai avem absolut nimic. Nu mai e nenorocire în țara asta. Dacă stai și te uiți la aceste reportaje, te ia groaza. Nu mai ieși afară. Și uitați-vă câte se întâmplă. A ajuns lupul de păzește oile. E chiar nu avem. Dar avem și servicii secrete. Dar avem o grămadă de lucruri. La bănci și așa mai departe. Dar în loc să producem. Și apropo, iarăși, n-am nimic cu omul de aia, dar cu ministru, da. Și oricare ar fi ministru. Dar s-a nimerit. Gheorghe Ionescu Șișești e născut în Șișești. Unde erau plantații de măr, prun și păr, pleca, cred că 70% din producție pleca la export. Da? E groază să mai mergi pe acolo. Acum pe acolo, să vezi sute de hectare, vorbim de sute de hectare, da? De măr. Și mărul de Ilovăț era recunoscut nu în țară, în Europa. Da? Nu mai vorbesc de mii de hectare de viță de vie. Vorbim struguri de masă. Dar acum e mai simplu să importăm. În loc să creăm oamenii noștri, părinții copiilor să stea acasă. Locuri de muncă aici, cine mai creează dacă noi nu mai producem nimic? Cine mai creează? Mai suntem noi care... Uite, apropo de ce vine numai la noi. Păi, dar la cine să mai vină? Eu, în Mehedinți, ca și fermier mare, mai sunt singurul român. Pe sud, vorbesc din de cursul Dunării, da? Puțin mai la... Mai sunt încă doi mai spre nord. Ăștia mai suntem. Restul, la străini. Nu vom putea crea locuri de muncă atâta timp cât cea mai mare fiscalitate în România este pe forța de muncă. Acum, cu trecerea dărilor către stat de la angajat la angajator, probabil că fiecare angajat își va da seama când luăm salariul minim pe economie, încasează 1900 de lei și vede că aproape 60% din aproape 40%, scuzați-mă, din venitul lui se duce către statul român, iar el înapoi nu primește niciun fel de serviciu. Sănătatea este la pământ, învățământul este sporadic și cu oameni care nu sunt de profesie. O să vedeți în satele din România, peste 60% din profesori nu sunt profesori, sunt suplinitori. Iar dacă sunt profesori, sunt cei pensionari. Învățătorii, profesorii sunt cei pensionari. Educația la nivel rural, ne întrebăm de ce este satul atât de sărac. Atât timp cât nu există cercetare, învățământ și sănătate, țara asta nu va progresa. Învățământul la nivel rural este execrabil. Dacă mai răsare câte un olimpic la 5 județe și să vină din mediul rural, un olimpic, da? Mai sunt copii? Haideți să ne întrebăm, mai sunt, nu mai sunt, dar și cei care sunt ar trebui să le asigurăm condițiile. Nu putem să-i ținem în sat, îi ducem către oraș, dar nu neapărat pentru un sat cu 7 oameni să creăm o școală, iar oamenii acolo nu au condițiile necesare să facă școală, să facă învățământ. E păcat de ei pentru că e viitorul nostru. Eu îmi doresc ca fiul meu să trăiască și să lucreze și să creeze pentru România, să creeze în România. Dar deja vedem tineri care au adolescenți care au 14-15 ani, ținta lor este să facă învățământul în străinătate. Nu, eu merg acolo, că acolo e bine. Dar fiți siguri că acei oameni nu se vor întoarce în țară. Noi avem valori în satul românesc în momentul de față? Cred că ar trebui să fie, nu știu, ca și cum ar fi un muzeu național. Dacă găsim una, să o creăm, să o protejăm în așa fel încât să fie, să-i asigurăm viitorul ca la o, nu știu, ca la ce, ca la o... ceva nestemat, dacă mai există valori. Apropo, un program salvat satul românesc, cred că ar fi fost mai degrabă să ar fi avut prioritate și luptat mai mult ca să salvăm până la urmă satul românesc. Aș vrea să-l văd pe ministru Daia că va începe cu un astfel de program salvat satul românesc. Pentru că, acum spunem, da, nu mai avem oameni
care să lucreze pe utilaje performante. Cei care au făcut investiții în utilaje. Că asta e. Cam toată lumea a făcut cine a vrut să dezvolte. Suntem pe o piață comună și trebuie să ținem pasul cât putem. Pentru că noi suntem, am plecat din urmă cu subvenție mică, utilaje scumpe, prețuri mari la inputuri, prețuri mai mari ca în vest până la urmă. Prețul la utilaje. Chiar a fost discuția aici în platou. Da. Tractor. Ofertă de tractor. Același tractor. Calificații tehnice. Tot din punct de vedere tehnic. Același. Identic. 32.000 de euro mai ieftin în Germania decât în România. Am înțeles să fie, să fost 10.000. Punem un transport, mentenanță și așa mai departe. Păi, scuzați-mă. Sunt mulți bani. Adică, și apropo de fondurile europene, au speculat, de fapt, lucrul acesta. Dar nu mai vorbim de cei care au făcut leasing-uri pe utilaje. Că îți bate la poartă furtizorul de utilaje în colaborare cu o firmă de leasing. Ia că e bun, ai... Și când ai și un an secetos, știți cum vine și lea utilajul și te lasă fără el, te lasă și îndatorat și așa vedem cum dispare fermierul român. Pentru că nu s-a luat în serios lucrul acesta și știți foarte bine cu traderul care am avut problemă. Și am câștigat, am demonstrat, am fost primul din România. Da? Am ajuns la Ministerul Agriculturii. Nu putem să facem mare lucru, că vedeți, sunteți două contractuale. Am înțeles. Dar haideți să luați măsuri. Da? Nu am cerut să mă ajutați pe mine personal. Da? Dar am sesizat un lucru ce se întâmplă în România. Da? Ce sunt dacă mâine, da? Toți traderii de urmă, discutam de ei. Să vorbesc, bă, anul ăsta... câteva luni, hai să nu cumpărăm nimic de la producătorul român. Ce facem noi? Colaps, da? Nu, interesant. Și de ce să nu ne organizăm noi? M-au contestat inclusiv și reprezentanții fermierilor și în Comisia de Agricultură. Nu se poate, nu se vrea, dar toți ajungă acolo. Desfacerea produsului. Că nu avem unde, că nu avem ce face. De ce să nu ne organizăm noi? Și apropo, și de cercetare, de ce să nu creăm noi organismul acesta. Camera Agricolă, care au contestat-o toți. Vorbesc de reprezentanții fermierilor. Și de unii fermieri. Da, nu-ți trebuie ție. Ești mare, te descurci, nu știu cât timp. Hai da să ne organizăm noi. Să vină ministrul la noi să ne întrebe ce-i de făcut sau de ce mai aveți nevoie, pentru că voi ne țineți și avem și noi un loc de muncă. Voi plătiți la bugetul de stat, noi suntem care să creăm o lege în care voi să dezvoltați, să vă dezvoltați afacerea, să vă creșteți copiii aici în țară. Asta trebuie să facem în țară. Ăștia-s lucruri acum, urgente. Nu să spunem că o să facem, că o să dregem și lăsăm fiecare cum să descurcă. Și ne ducem, ne plimbăm și mai ne pozăm. Eu știu, cu oamenii, spuneam mai devreme, ne luăm tricolorul în spate acum, jucăm în Hora Unirii și uite, domne, ministru ce, sau nu știu ce parlamentar, dar ce facem a doua zi? Ce o să mâncăm? Din import, din supermarket, din... Da. Pentru că ele sunt promovate, ele sunt prin lege ocrotite, ele sunt prin lege îndreptățite să exporte profiturile. Investițiile lor în România sunt niște barăși de tablă care pot fi luate oricând. Se spune că investesc multinaționalele foarte mult în România. Haideți să ne uităm, în afară de două fabrici care au fost făcute în comunism și retehnologizate de mari producători auto, mari investiții viabile pe termen lung nu au fost făcute. Amintiți-vă ce a fost acum câțiva ani la Cluj, când o firmă mare producătoare de telecomunicații a venit, a făcut investiție zero și a permis ca după 6 luni, și-a dat seama că nu poate să facă nimic, a plecat în Asia. De ce? Pentru că nu aveau investiție prea mare în România. Așa cum am spus, au luat niște barăși de tablă.
toate supermarketurile sunt niște baraje de tablă. Să fim serioși. Astea sunt investițiile străine în România. Dar ați văzut unde sunt construite, apropo, de supermarketuri? Da, la fel. Și asta este o mare problemă. În centrul orașului. S-au dermat. Nu, nu numai asta. Uitați-vă chiar unde era electroparatajul. Pe asta. Au dermat S-au dermat fabricile în mijlocul Bucureștiului și au făcut... Deci pe spațiu unde aduceam bani valută în țară, am făcut aceste fabrici strategic au fost făcute. Așa cum domnul Stroiescu spunea mai devreme de fabrica de zahăr, da, s-a cumpărat de concurența europeană, majoritatea fabricilor, noi le făceam concurență lor și au decis să o închidă. Au închis-o, o vor închide. Vedeți tot ce spunea domnul Stroiescu, nu putem să le facem din mai multe motive. Și acestea, din punctul meu de vedere, în felul următor. Suntem țara unde discutăm între angajați și angajatori. Suntem două forțe antagoniste, nu sinergice. De ce? În loc să... Noi facem parte din aceeași echipă. Și culmea, că au dreptate și angajații și noi ca angajatori. Dacă e să discutăm ca și angajatori. De ce? Tu ca angajator te gândești, noi, cheltuiala mea cu angajatul acesta e de 10 lei. Sau domnule. El să calculează banii care se duce la casă. Și spune, da, eu mă duc cu 5 lei. Din, și normal el trăiește din cei 5 lei, nu mai mult. E, tot timpul tu ai o problemă cu el. Tot timpul ai fluctuație de personal sau eventual lucrezi cu cine poți sau cum poți. Că ai altă concurență, ce spuneați de firmele acestea mari care creează altceva. Dar nu se poate așa ceva, această presiune între angajați și angajatori. Noi nu ne putem întâlni să facem aceste lucruri, că normal sunt idei foarte bune, dar dacă ne întâlnim 50, 100, 200, sunt aceste asociații. Haideți, noi stăm de vorbă, fiecare cu ideea lui. Noi suntem, nu suntem concurenți, nu suntem dușmani, suntem în aceeași... Nu barcă. Se creează cadrul legislativ? Nu te lasă să discuți. Dacă vrei să creezi o lege, după aceea e modificată de 3-4 ori pe an. Și cu camerele agricole, de câte ori s-a modificat legea? Și acum e ambiguă. Nu e ambiguă. Nu se vrea, pentru că ea e foarte bine gândită acum, dar asta e problema. Le e frică că noi o să ne organizăm bine și ne-am organizat, pentru că dacă s-ar da drumul la, prin acest cadru legislativ, prin această lege, de organizare a camerelor agricole. Dar asta nu se vrea. Le e frică că noi fermierii, noi agricultorii din România ne organizăm și bineînțeles că nu mai poate să vină ministru sau primul ministru sau mai știu eu cine să spună că grâul poți să-l semeni și la Crăciun. Nu. Grâul trebuie semănat atunci. Da? Și faci cum îți spun eu. Eu am dat un exemplu. Da? Și apropo, și închei. Apropo de contribuțiile la angajat, haideți, domnule, asta e iarăși o gafă ca să tot românul, până la urmă, care și oamenii în general angajați n-au înțeles că, de fapt, guvernul și, până la urmă, guvernul a crescut salariul minim. De fapt, n-a crescut. Că, pentru noi, angajatorii, ne-a făcut un bine. Ne-a făcut cunoscut cheltuiala care o avem cu angajatul. Că, de fapt, salariul minim a crescut cu 90 de lei. Da? Dar pentru noi ne-a făcut un bine. Dar a creat o, cum să spun, o, așa, o, pentru oameni că lor li s-a crescut și oamenii așteptau salariul mult mai mare, un salariu minim. Ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că nu aveau de unde. Clar. Dacă nu investești în a produce, de a crea plus valoare, n-ai ce să culegi. Mai spuneam tot la emisiunea noastră. Nu furajezi vaca, ce să mulci? N-ai, moare. Bine, haideți să luăm o scurtă pauză și, apropo de zootehnie, vreau să discutăm și despre problemele pe care le aveți cu crescătorii de ovine. Sunt multe subiecte pe care le vom dezbate și pe ora ce urmează.